Mulțumim, doamne Florinela Georgescu, și aș vrea să vă vorbesc și despre un alt tip de alertă după scăderea bruscă a temperaturilor. Ministrul Energiei anunțe PND curent în perioada următoare, iar Dumitru Chiseliță explică despre ce ar putea fi vorba. Știm că în luna noiembrie, sfârșitul lunii noiembrie, început de decembrie, a existat un episod cu vânt foarte puternic în anumite regiuni din România și unde, din păcate, au existat situații în care oamenii au stat deconectați până la 5 zile de la rețeaua de energie electrică. Tocmai pentru aceasta e foarte important să știm că în situația în care apar aceste schimbări bruște ale vremii, există posibilitatea ca în anumite condiții să se întrupă alimentarea cu energie electrică, iar dacă aceasta coincide și cu niște temperaturi foarte scăzute, e important ca oamenii să ia niște măsuri astfel încât să-și protejeze, în primul rând, viața, dar și bunurile pe care le au. Orice potențială rupere a unor stâlpi sau unor linii de curent înseamnă un potențial pericol pentru ei și pentru cei din împrejur. Atare, toate aceste elemente trebuie raportate foarte rapid, de așa încât să se intervine, să se izoleze astfel de situații grave care pot să apară. E important ca oamenii să-și mențină temperatura interiorului încăperilor.